Vreau să mergem în Italia pentru că în direct cu noi este domnul Daniel Oprican, președintele platformei civice Forța Patriotică România în prim plan. Un român stabilit în Italia de peste 17 ani. Bună dimineața, mulțumim foarte mult pentru că sunteți cu noi. Bună dimineața, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Cum este în Italia, domnule Oprican? Cum faceți față crizei provocate de coronavirus? Ce spun românii pe care îi reprezentați acolo? Cum le este? În această perioadă avem o creștere fantastică a numărului de cazuri. Este un record negativ, să spunem, pentru această pandemie. Ieri am avut 4.458 de noi cazuri de coronavirus, 22 de morți și peste 1.000 de oameni care au fost vindecați. Este un sistem la ora actuală destul de bine organizat în medicina din Italia, dar este oricum alarmant și este foarte grav ceea ce se întâmplă, pentru că am depășit deja limitele din lunile aprilie și mai, când au fost acele perioade de vârf de coronavirus în Italia. S-au adoptat noi măsuri obligatorii, cum este masca care trebuie să fie purtată și în exterior. Iar starea de urgență a fost prelungită până la 31 ianuarie 2021. Am scăzut foarte mult PIB-ul în această perioadă, cum am văzut în toată Europa și în toată lumea, dar am avut o scădere în Italia de 12,8% pe trimestrul al doilea. Estimările sunt pozitive pentru al treilea trimestru, dar nu o să ne revenim la nivelul care a fost înainte de pandemie. Multe firme sunt încă în dificultate, mulți încă lucrează de acasă în smart working. Noi, de exemplu, în vamă suntem în șomaș tehnic o zi pe săptămână, facem prin rotație. S-au luat tot felul de măsuri ca să ajute cetățenii, dar încă nu suntem la nivelul la care ar trebui din punct de vedere al acestor măsuri. Pe al treilea trimestru sunt semne de revenire și în zona europeană, practic undeva la 8,4% de creștere. Sperăm că nu o să degenereze această situație și se vor lua alte măsuri de a bloca anumite instituții, cum am văzut în prima fază a acestei pandemii. Ce spun românii de acolo? Ce vă spun? Se tem pentru locurile de muncă pe care au venit în România? Își doresc să revină în țară? Evident că sunt preocupați pentru posturile de muncă, dar nu cred că este o temere majoră în rândul cetățenilor din Italia. Evident, nu ne vom întoarce în România, pentru că situația care o impune și faptul că avem deja aici o situație, niște familii, nu putem să luăm decizia de a ne întoarce tocmai din cauza asta, dar eu cred că situația, dacă nu degenerează, se va rezolva în următoarele luni. Sper să nu ajungem la o degenerare acestei situații și să nu putem să organizăm acele alegeri de care ați vorbit inițial, alegeri pentru care noi am făcut o grămadă de demersuri. Sunt o grămadă de probleme pentru aceste alegeri. Există probleme cu actele de identitate. Misiunile diplomatice, oficiile consulare au avut programul redus în această perioadă și oamenii n-au putut să-și renoiască actele de identitate. Noi am făcut o scrisoare deschisă din partea platformei Forța Patriotică, unde am cerut expres ca aceste acte de identitate să fie prelungită valabilitatea lor măcar un an de zile pe parcursul acestui an, ca să poată cetățenii să voteze la aceste alegeri. Există o problemă și cu înregistrarea pe site-ul votstrenatate.ro, unde noi am făcut tot felul de demersuri și am făcut mediatizarea acestui site pe grupurile noastre de socializare. Sunt foarte puține persoane înregistrate la votul prin corespondență. Îi îndemnăm să se înregistreze în continuare, mai sunt 13 zile la dispoziție. Acum avem undeva, așa cum ați precizat, la 19.400 de persoane, este foarte puțin. Suntem la jumătatea cifrei de la alegerile prezidențiale de anul trecut și este extrem, extrem de puțin. Referitor la alegerile din decembrie, există un interes destul de scăzut pentru aceste alegeri din partea oamenilor. Dezamăgirea este foarte mare în rândul cetățenilor. Am văzut foarte mult ce s-a întâmplat la alegerile locale, suspiciunile de fraudare, vedem certurile din anumite partide și vedem cum se creează aceste liste cu candidaturi. Oamenii deja mă întreabă, dar tu cu cine ai să votezi? Că noi nu știm cu cine să mai votăm. Sunt foarte multe lucruri pe care cetățenii nu le știu din interiorul acestor partide și noi încercăm să îndemnăm să iasă la vot și să participe la vot, pentru că
chiar dacă suntem obișnuiți să votăm tot timpul rău cel mai mic, trebuie să votăm. Este un drept al nostru și trebuie să votăm. Iar aceste lupte pentru funcții din interiorul acestor partide nu fac altceva decât să aducă o cât mai mare neîncredere și dezinteres pentru alegeri în rândul cetățenilor. Vor fi mai puține secții de votare din cauza coronavirus. Pentru votul la secțiile de votare s-au înscris aproape 4.000 de români. Vorbeam și despre votul prin corespondență, 19.376 până la această oră. Care este explicația? De ce credeți că s-au înscris atât de puțin până acum? Au termen cei drept până pe 22 octombrie, ar mai fi vreme. La votul la secție deja înscrierile s-au încheiat, deci da. Nu se mai pot înscrie pentru votul la secție. La votul prin corespondență, da, se pot înscrie, dar oamenii deja anul trecut aveau o suspiciune că votul lor poate fi fraudat. Acum, după ce s-au întâmplat aceste episoade în România și nu numai, eu cred că a fost și o publicizare și o mediatizare destul de slabă, ca să nu spun inexistentă, a autorităților, pentru că nu este suficient, așa cum spun dâșii, să faci publicizarea acestui site doar pe paginile de social media ale lor, unde au 22.000 de persoane cei de la AEP și 80.000 de persoane cei de la MAE. Nu poți să faci publicizarea doar pentru 100.000 de persoane. Înțelegeți? Și atunci, dacă tu nu vii să faci apel, cum am cerut noi în scrisoarea deschisă, le-am cerut clar pe data de 9 septembrie, să facă mediatizarea prin mediul asociativ și prin mediul bisericesc din străinătate, pentru că acolo se întâlnesc oamenii. Astea sunt două puncte esențiale unde oamenii se întâlnesc. Nu mai spunem că la consulate și la ambasade nu există material informativ decât de puțin timp. Deci, toate lucrurile acestea trebuiau gândite încă din 1 aprilie, când a fost deschis acest site. Nu poți să faci un site, să-l lași acolo și să vorbești de el odată la 5 luni, să spui că ai făcut mediatizare. Un site care nu mediatizează este ca și cum ar fi un site inexistent. Cei care lucrează în domeniu știu despre ce este vorba, da? Și atunci, automat, că oamenii, dezinteresul lor, care noi știm foarte bine că nu suntem un popor care ne informăm foarte mult, da? Și atunci, dacă tu nu vii să-i spui mereu omului, uite, vezi că te poți înregistra, uite, vezi că există posibilitatea să votezi de acasă fără să mai ai riscul să te prezinți la secție și să te contaminezi de acest virus, evident că oamenii lasă pe ultima 100 de metri și ați văzut, nu știu dacă ați urmărit exact cum a decurs lucrurile, la un moment dat erau 3-4 mii de oameni pe acest site pentru votul prin corespondență. După ce am început să facem aceste demersuri, să facem live-uri și să facem apeluri repetate, noi cei din Civic, și au contribuit și autoritățile într-o mică măsură, au început să crească acest număr de înregistrări destul de mult, dar totuși este la o limită foarte mică. Deci nu poți să ai 20.000 de oameni înregistrați când tu ai o diasporă de, să spunem, măcar aia 6 milioane care suntem, nu suntem în, dacă excludem pe cei din provinciile istorice, da? Măcar la aia 6 milioane să ne raportăm și tot suntem foarte puțini oameni înscriși. Oamenii și-au pierdut încrederea. Oamenii nu mai au încredere să facă pasul ăsta către votul prin corespondență. Noi am prezentat și proiecte viabile pentru votul online, care se poate securiza și se poate implementa și pentru votul prin corespondență la toate tipurile de alegeri. Am precizat mai devreme că avem o problemă cu faptul că cetățenii care nu au rezidență sau domiciliu în străinătate nu pot să voteze în diaspora. Este un lucru real, fraților. Asta a fost și în 2016. Și nu știu aspectul acesta. Și nu știu. Foarte mulți nu știu. Li se pare anormal. Gândiți-vă, eu am făcut live-uri nenumărate și am explicat cetățenilor care ne urmăresc pe noi. Nu suntem urmăriți de 6 milioane, evident. Suntem urmăriți de o mică parte a cetățenilor din diaspora. Noi am dus luptă de informare. Deci, dacă ai liste diferite pe fiecare județ, tu nu poți să te duci să votezi tu în diaspora dacă nu stai aici, dacă nu ai reședință aici, să votezi pentru lista de diaspora. Să te reprezinte cineva care tu, de fapt, ai trebuit să votezi în alt județ din țară. Sau eu să vin din diaspora, eu pot să vin din diaspora să votez acasă dacă doresc, pentru că acolo am o casă, am o locuință și îmi dă dreptul statul român să votez, dar este de preferat ca fiecare să voteze acolo unde și are domiciliu și reședința. Da? Noi ar fi, pentru că suntem foarte proști reprezentanți în diaspora, avem numai 6 parlamentari, evident că încurajăm oamenii să meargă acasă să voteze, dar nu poți acum pe pandemia asta să aduci 6 milioane de oameni să voteze acasă. E imposibil așa ceva. O ultimă întrebare, domnule Oprican. Ce le transmiteți autorităților din România pentru a fi mai clar pentru românii din diaspora ce au de făcut la aceste alegeri și cum pot vota? Deci ce le transmiteți autorităților din România și ce le transmiteți românilor pe care îi reprezentați prin asociația pe care o aveți?
Noi le-am transmis autorităților în nenumărate rânduri că este nevoie de informare corectă a cetățenilor, este nevoie să punem amprenta pe aceste lucruri din timp, să nu mai lăsăm pe ultima sută de metri, în prelungiri, practic. Noi facem informare acum în prelungiri. Am schimbat regulile și la votul prin corespondență, acel buletin de vot va trebui descărcat de pe un site și va trebui tipărit. Iar este o prevedere pe care nu mulți o cunosc. Prin legea 202 din 16 septembrie 2020 a fost această prevedere și această modificare. Eu le cer autorităților să fie mult mai colaborative, să apeleze la cei din civic, asociații și grupuri civice, să facem împreună aceste mediatizări și să le facem din momentul în care avem ceva de făcut. Nu să așteptăm după 5-6 luni să ne apucăm de treaba asta, că este inutil, este prea târziu. Iar cetățenilor îi îndemn să iasă la vot oricum, în orice condiții, dacă se vor organiza aceste alegeri, pentru că există și probabilitatea că ele să nu se desfășoare în străinătate și probabil că și în România, dacă situația va degenera, dacă se vor organiza aceste alegeri, să iasă la vot și să aleagă persoanele care cred că îi reprezintă.